Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la întâlnirea cu emisiunea Tableta de Sănătate. Cei mai mulți dintre noi ne-am confruntat cel puțin o dată în viață cu înroșirea ochilor. Dacă înroșirea ochilor este însoțită și de alte simptome, precum tulburări de vedere, dureri de cap, dureri oculare, sensibilitate la lumină, ar putea fi vorba de o afecțiune oculară numită iridociclită sau uveită anterioară. Iridociclita este o inflamație a irisului, partea colorată a ochiului și a corpului ciliar, o structură din interiorul ochiului. Boala are cauze multiple, o infecție bacteriană de vecinătate, cum ar fi un absces dentar sau o sinuzită, o infecție virală, herpes sau zona zoster, dar și o infecție parazitară. Bolile inflamatorii sistemice și afecțiunile autoimune sunt o altă categorie de boli care pot avea printre manifestări și iridociclita. Manifestările pot fi unii sau bilaterale și apar mai ales la tineri și adulți între 20 și 50 de ani. Afecțiunea fiind relativ frecventă, este important să o diagnosticăm și să o tratăm la timp. Lăsată netratată, boala poate duce la sechele grave, inclusiv pierderea vederii. Dar mai multe despre toate acestea aflăm astăzi de la invitatul nostru. Este vorba despre Dorin Căciulă, medic primar oftalmolog la Spitalul Militar de Urgență din Cluj. Bună seara și bine ați venit, domnule doctor! Mulțumesc pentru invitație, bună seara! Pentru că sunteți pentru prima oară în studioul TVR Cluj, am să vă rog să ne destăinuiți dumneavoastră mai multe despre parcursul profesional, pe scurt, astfel încât telespectatorii noștri să afle câte ceva despre dumneavoastră. Eu am reținut că ați absolvit Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din București în 1994. Da, sunt ofițer în Armata Română din 1991, odată cu reînființarea Institutului Medico-Militar. Am terminat facultatea la București în 1994. Am intrat în rezidențiat în specialitatea oftalmologie, am terminat în 2000 și din ianuarie 2001 sunt prin concurs la Cluj. Deci am exact 18 ani de când sunt în Cluj la post. Sunteți major, să zicem așa, din punct de vedere. În 2005 am susținut examenul de primariat, iar în 2013 am obținut titlul de doctor în științe medicale, specialitatea oftalmologie. Oftalmologie, de ce v-ați ales această specialitate? Era o pasiune mai veche sau a fost ceva întâmplător? E o specialitate care m-a atras din primele ore de curs. E ceva interesant, se leagă și de științele exacte, de fizică, de laser, fizica? De... E un pic mai mult decât medicina internă și e și o specialitate chirurgicală. Am considerat că mi se potrivește mai mult decât chirurgia mare sau zisă mare. Noi suntem mica chirurgie, așa între ghilimele. Și timpul a dovedit că timpul a dovedit potrivește. Că da, că am Iată, reușit sunteți... să intru într-un colectiv de elită la Spitalul Militar din Cluj, Napoca, într-o secție preponderent chirurgicală. Vreau să spun că mai mult de 90% din pacienții care se internează la noi suferă intervenții chirurgicale, deci avem un grad de operabilitate de peste 90%. Nici nu mi-am putut imagina că eu n-o să operez. Și iată că operați la Spitalul Militar din Cluj, care, așa cum spuneați și dumneavoastră, este recunoscut pentru profesioniștii pe care îi are și i-a avut de-a lungul timpului la specialitatea oftalmologie. Cât de importante sunt abilitățile și, desigur, cunoștințele medicului oftalmolog sau la fel de importantă este și aparatura folosită, pentru că ne spuneați că este o specialitate tehnică? Am avut șansa ca în 2001 să fim echipați la nivel de top cu aparate de ultimă generație și de-a lungul timpului aceste aparate au fost upgradate, așa că și în acest moment putem merge cu fruntea sus în orice manifestare din Europa sau din lume și nu ne simțim cumva marginalizați. Dar în ceea ce îl privește pe pacient, aveți dotările necesare pentru a face, iată, intervenții de ultimă da. Generație? Secția este dotată cu un laser, operator de ultimă generație și
Probabil că s-a tot vorbit aici de chirurgia cataractei, de chirurgia glaucomului și poate că e cumva tema aceasta mai neobișnuită, iridociclita. Dar ne bucurăm că ne-ați propus, iată, și această afecțiune, mai ales că are legătură cu foarte multe alte boli și e destul de greu să-ți dai seama că ai, eu știu, o poliartrită reumatoidă și de acolo ai și dureri la nivel ocular. Și iată că în felul acesta putem să intrăm în tema noastră de astăzi, și anume iridociclita. Și am să vă rog, sau uveita anterioară, citeam sau eu că îi mai spune. Am să vă rog vorbind, pe dumneavoastră, pe scurt, așa, să le explicați telespectatorilor ce este această iridociclită. Patologia oculară se referă la scăderea acuității vizuale, la durerile oculare, la înroșirea ochiului și aproape că am cuprins tot spectrul bolilor. Dar mai rar să le ai pe toate odată și de multe ori este subdiagnosticată sau pacientul este greșit îndrumat sau ajunge greu la specialist. Și consecințele sunt foarte grave. Așa ajung mulți pacienți la noi în stare de atac de glaucom, mă rog, crește presiunea oculară, dureri intense, singura rezolvare este intervenția chirurgicală sau scade acuitatea vizuală și constată că are cataractă complicată, care este e mult mai greu de rezolvat tehnic, este o provocare pentru un specialist. Și cataracta puteți spune că a apărut în urma unei iridociclite netratate, da, pentru că sunt și alte semne care ne dovedesc că acel pacient a suferit o iridociclită sau pusee repetate de iridociclită, sunt semne directe. Și suntem nevoiți să rezolvăm întâi boala de bază, boala care a dus la apariția iridociclitei. Pentru că ați adus vorba de aceste boli și care constituie cauza ei, haideți să le luăm pe rând, le enumeram la început: infecții bacteriene, virale, parazitare, boli infecții sistemice. Infecții de vecinătate, dar nu e nevoie să ai falca umflată, să nu mai poți de durere, ca să ai un granulom dentar care poate duce la o inflamație oculară sau ești un tânăr în plină stare de sănătate aparentă și apare scăderea acuității vizuale înroșită de dureri oculare și constați că de fapt ai o boală reumatică, reumatismală, o spondilită, o poliartrită. Sunt două tipuri de pacienți. Pacienții care suferă prima dată un puseu de iridociclită sau pacienții care au o boală sistemică și care periodic fac pusee de iridociclită. Cu aceștia, din urmă, e mai ușor de tratat. Aceștia sunt mai ușor de tratat pentru că ei simt când apar problemele, cunosc cam ce tratament să-și administreze și vin de urgență la oftalmolog. Chiar îi sfătuiesc, indiferent că e sâmbătă, duminică, să ia de urgență legătura cu oftalmologul pentru începerea tratamentului. Orice zi pierdută poate fi foarte greu recuperată. Sau pacienții care se duc la farmacie ca ochiul roșu să le dea ceva. Și nu obosesc să spun, picături. Exact, farmacistul e cel mai bun prieten al pacientului cu ochi roșu sau cu ochi dureros. Pentru de că obicei li se dă antibiotic, deși antibioticele nu ar trebui administrate fără recomandarea unui specialist, unui medic. Dar ce riscă acești pacienți care, să spunem, își fac ei această automedicație punând picături cu antibiotic, având o iridociclită, să zicem că au, și nu o conjunctivită bacteriană? Nu neapărat o iridociclită, dar au o infecție virală. Antibioticul nu ajută. Selectează germeni care devin rezistenți la antibiotice. Sau tratamentul cu antibiotic nu este suficient, fiind o boală inflamatorie în primul rând, e obligatoriu să administrăm antiinflamatoare care pot fi, de obicei sunt steroidiene, dar pot fi și nesteroidiene, deci este obligatoriu, este o urgență medicală și asta dar trebuie să înțeleagă pacientul. Dar cum facem deosebirea între o urgență medicală și vorbim aici de primele simptome, înroșirea ochilor? Când este înroșirea ochilor, înroșirea, o urgență medicală? Și când nu este. Și poate când fi este un vas de sânge care s-a spart în urma unui efort
în urma unui mic traumatism, a tușit, a strănutat, a ridicat o greutate, este hipertensiv, care ia anticoagulante. Da, acestea nu sunt neapărat urgențe, îi îndrumăm către cardiolog. Dar dacă apare și durerea, durerea intensă, la durerea nivelul atroce, ochilor, la nivelul ochiului, este de obicei unilaterală, însoțită de tulburarea vederii, de tulburarea acuității vizuale, este tulburare o în ce urgență. Sens? Nu, nu vede de aproape, nu vede la distanță. Se încețoșează imaginea, din păcate, fiind de obicei unilaterală, poate că nici nu-și dă seama de lucrul ăsta. Compensează cu ochiul celălalt. Ochiul congener și este o problemă. Așadar, înroșirea ochilor nu este întotdeauna o problemă foarte gravă și o urgență, dar dacă apar dureri oculare, tulburarea vederii, da, și fotofobie? Și fotofobie, totul e să-și dea seama de lucrul acesta. Da, este o urgență și aici este o problemă. Suntem asaltați de pacienți care au probleme oculare și care susțin că este o urgență, iar pacienții care într-adevăr au probleme serioase nu se prezintă de urgență. Merg la medicul de familie, se programează la oftalmolog și când ajung e deja cam târziu. Revenind asupra cauzelor, poate în felul acesta îi ajutăm pe telespectatorii noștri să facă o asociere între aceste simptome care pot fi uneori periculoase și alte afecțiuni pe care le au. Așadar, un absces dentar sau o sinuzită poate să dea manifestări de tipul iridociclitei. Nu, uneori noi diagnosticăm abscesul dentar sau sinuzita sau infecția urinară sau dar dacă o are tuberculoza deja această infecție sau și boli și mult mai serioase, pentru că nu trebuie să fie un focar manifest. Să te doară, să ci doar să existe acolo și pacientul de multe ori să nu știe. Pacientul se prezintă prima oară la oftalmolog. Noi îl trimitem la reumatolog, noi îl trimitem la infecționist, noi cerem în colaborare cu specialiștii din enumerați, cerem analize suplimentare și noi avem surpriza să diagnosticăm boli sistemice sau în colaborare cu, și aici este un avantaj al Spitalului Militar din Cluj-Napoca. Pentru că avem toate specialitățile în același spațiu, avem un compartiment de reumatologie, avem secție de boli, compartiment de boli infecțioase, așa că este un avantaj să lucrezi împreună cu toți la colegii. La un loc, să nu fie purtat pacientul de la un cabinet la altul sau de la un spital la altul. De la un spital la altul se pierde timp programării. Sperăm că suntem iată, eficienți. Și bolile acestea inflamatorii sau chiar și cele autoimune, iarăși pot să dea. Dați-ne exemple de, în afară de poliartrita reumatoidă, cunoscută ca boală autoimună, ce alte afecțiuni care, să spunem, le-ar putea avea pacientul și apar apoi simptomele, astfel încât să facă legătura că nu e ceva ușor, nu pacientul e ceva care simplu. E diagnosticat cu o boală reumatoidă, logică, este trimis periodic de către medicul reumatolog la un examen oftalmologic pentru a preveni reacțiile adverse date de medicamentele folosite de reumatolog. E mai puțin, acești pacienți riscă mai puțin, ei sunt preveniți, ei ajung, ei știu să meargă la oftalmolog. Merg din 6 în 6 luni sau anual. Deci în cazul acestora se poate preveni, să spunem, se și poate, apariția se pot preveni sau, da, ajung la timp la oftalmolog. Sigur că sunt situații în care, chiar dacă ajung la oftalmolog, evoluția bolii este destul de agresivă și se ajunge la dacă au ajuns scăderea vederii, pierderea vederii, da. În cazul infecțiilor parazitare, care sunt acestea care iarăși pot să dea manifestări de tipul iridociclitei? Se vorbește de toxocara, de toxocarioză, apropo de cei care au animale de companie sau copii care se joacă în parcul, în nisipul din parc, unde se contaminează cu acești paraziți. Vorbim de toxoplasmoza, mai puțin, toxoplasma este un protozoar intracelular, mai puțin afectează partea anterioară a ochiului, dar și ea este responsabilă de producerea unor uveite, însoțite uneori de scăderea vederii. Este o întreagă isterie legată de Borrelia, de boala Lyme,
care de asemenea poate să dea ca și complicație... Care poate produce uveită, poate produce afectarea nervului optic. Dar toxocara, aceasta ce este? Este un vierme, un vierme care trăiește în intestinul câinelui sau pisicii, Toxocara canis sau cati, care în ciclul lui ajunge la un moment dat în tubul digestiv al omului, de aici își urmează traiectul ascendent, traversează ficatul, deci... intră în circulație și poate ajunge și în ochi. Practic, având animale, de pe mâna noastră luăm acest parazit. Da, e ciclul mână... Deci, mare atenție, igiena este importantă, desigur știm cu toții, dar o repetăm de câte ori avem ocazia și mai ales când, iată, are legătură cu tema noastră de astăzi. Un astfel de parazit poate să producă, probabil, pe lângă alte neplăceri și aceste simptome la nivel ocular pe care ni le-ați spus, ochi roșii, tulburări de vedere... și așa mai, dureri la nivel ocular și atunci ar trebui să se prezinte de urgență la medicul oftalmolog. În cazul în care o face, cum se va pune diagnosticul diferențial față de alte probleme oculare? Pentru că spuneați, înroșirea ochilor apare în multe alte afecțiuni. Există baterii de teste care ne orientează rapid spre o boală autoimună sau o boală infecțioasă și sigur că cerem ajutorul și colaborarea colegilor reumatologi, colegilor infecționiști, imagiștilor. Trebuie să fie văzut de o echipă. Foarte repede începem tratamentul, pentru că pentru a salva vederea începem tratamentul antiinflamator local, injecții parabulbare. Asta dacă are o afecțiune inflamatorie. Pacientul se prezintă pentru afecțiune a ochiului, dar care se este în primul și... rând o inflamație a ochiului. Deci trebuie să-i dăm un tratament antiinflamator și în paralel să căutăm cauza pentru a rezolva cauza. Atâta vreme cât nu găsim cauza, mai greu trece problema deci oculară. Deci există posibilitatea de a se pune cu certitudine diagnosticul de iridocitit? Există posibilitatea de a se pune diagnosticul și totuși există între 25 și 40-50% cauze nedescoperite. Iar pacientul va repeta aceste probleme și noi în continuare încercăm să-l ajutăm ca să nu-și piardă vederea. Iar tratamentul, ne spuneați, în primul rând antiinflamatoare. Dacă, eu știu, nu răspunde la tratament... Aceste antiinflamatoare care pot fi administrate banal sub formă de picături, una, două, trei picături pe zi, injecții în apropierea ochiului sau chiar injecții în interiorul ochiului sau mai modern dispozitive intraoculare care eliberează lent acest antiinflamator pe termen de câteva luni până la 2 ani. Da. Și va trebui să stea cu acest dispozitiv este implantat? Este de ordinul milimetrilor. E o tehnică modernă? Este o tehnică chirurgicală de administrare a tratamentului antiinflamator. Și iată, în unele situații trebuie să stea chiar un an, spuneați, cu acest dispozitiv? Nu, este ca un burete care este îmbibat cu antiinflamatorul și care eliberează lent, are un timp de înjumătățire. Și acest dispozitiv trebuie El se topește în interiorul ochiului și... Deci nu va trebui extras la un moment dat, ci pur și simplu se resoarbe deci acolo putem administra după ce își face treaba. Printr-o mică injecție antiinflamatorul în ochi și el își face efectul câteva zile, maxim o lună, sau sunt aceste dispozitive cu eliberare lentă care sunt de la 6 luni până la 2 ani. Și în cât timp, în mod normal, se vindecă această iridociclită? Vindecarea e ceva cauză. Relativ, deci se vindecă episod, adică puseul respectiv. Se remite, dar oricând, sezon rece, stres, căderea imunității, se poate reacutiza. Și aici intrăm pe terenul bolilor reumatismale, bolilor autoimune, pot fi și alte afecțiuni mai grave,
nu neapărat tuberculoza, sifilisul, cum erau descrise în tratatele de oftalmologie de acum 50 de ani, dar și leucemii, care nu neapărat apar la persoane vârstnice. Am avut recent caz. Și în acest trebuie caz... să fii foarte deschis spre... Medicina e foarte vastă, trebuie să fii ca un detectiv care caută și în același timp reacționează foarte, foarte... Și se documentează tot timpul medicul la ceea ce a apărut? Avem și sesiuni lunare de prezentări de cazuri, avem participăm la simpozioane atât la nivelul spitalului cât și la nivelul țării sau societății europene. Să revenim la aceste cauze, spuneam de poliartrita reumatoidă. Ce altă boală autoimună pentru ca telespectatorii să facă legătura în cazul în care apar simptomele respective? Nu vreau să produc o panică în rândul bolnavilor. Pentru că nu toți cei care sau, au o boală autoimună... Pacientul care este deja diagnosticat cu o boală autoimună bine precizată, este îndrumat eficient de medicul reumatolog către un consult oftalmologic. Există protocoale, există criterii de diagnostic, criterii de tratament. Așa că, deci repet, nu toate bolile autoimune pot să dea ăsta trebuie să fie mesajul complicație. Acestei emisiuni, pentru că nu suntem la o sesiune de comunicări științifice, dar pacientul trebuie să rețină că sunt situații în care trebuie să se prezinte de urgență la oftalmolog. Tocmai asta vrem uneori, să spunem, care sunt situațiile. Ochiul roșu însoțit de scăderea vederii, e uneori bine să-ți verifici pe rând ochiul, acuitatea vizuală pe fiecare ochi. Pur și simplu acoperindu-l și uitându-te la televizor. Însoțit de durere, de degen oculară care se agravează, care nu trece la picăturile banale care ți le dă farmacistul, ar trebui să se prezinte la oftalmolog. Pentru că așa apar surprizele. Bun, și așa apar pacienții care mai târziu sunt atât de greu de rezolvat. Lăsată netratată această iridociclită, ce complicații poate să dea? Apare o reacție inflamatorie. Ochiul se umple ca un fel de puroi, o reacție inflamatorie fibrinoasă care pur și simplu acoperă axul vizual. Aceasta se poate retrage sau poate rămâne acolo, ea blochează evacuarea lichidului din interiorul ochiului, ochiul, presiunea în ochi crește până când ai senzația de bilă de fildeș. Apare așa numitul atac de glaucom sau nu neapărat atac pentru că nu e de la o oră la alta, dar încet, încet presiunea crește foarte mult și trebuie să intervii chirurgical. Deci una poți din complicații ar fi glaucomul. Ochiul se poate, în cazurile finale, pur și simplu atrofia. Deci este o problemă majoră de sănătate. Spuneați că odată a apărut un puseu de iridociclită, există șanse mari să recidiveze? În funcție de cauza descoperită. E un granulom dentar, să zicem că rezolvi problema și ai șansa să nu se mai repete. Și totuși uneori se auto-întreține, chiar dacă ai rezolvat focarul inflamator din vecinătate, se auto-întreține. Și atunci trebuie să faci tratament de lungă durată sau chiar dacă îl întrerupi să fii pregătit pentru reluarea lui. Așa numitul tratament topic cu picături, cu un antiinflamator, de obicei steroidic. Deci există și șanse să nu recidiveze dacă există a fost eliminat de cauza? Să nu recidiveze, dar acest pacient e, după primul puseu, este avertizat de către oftalmolog și ține legătura cu oftalmologul. Și cu medicul de familie și cu oftalmologul. Purtătorii de lentile de contact sunt mai susceptibili să facă această iridociclită sau nu are nicio legătură? Purtătorii de lentile de contact pot să deterioreze suprafața globului ocular printr-o manevrare defectuoasă sau se contaminează mai ușor, știu, vara la piscină sau la bazin, dar această afecțiune se numește keratită, este afectarea părții transparente a ochiului, cornea. Deci nu cred că are legătură cu
subiectul de astăzi. Dați-mi voie să-i anunț pe telespectatorii noștri că din acest moment pot și ei interveni în cadrul emisiunii noastre sunând la numărul de telefon 0264 420135. Invitatul nostru de astăzi este medicul primar oftalmolog Dorin Căciulă. Discutăm despre probleme oftalmologice, dar în special despre iridociclită. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să sunați și să îi le adresați domnului doctor. Revenind la tratament, când este nevoie de tratament chirurgical și în ce constă, dacă este nevoie? Spuneam mai devreme de creșterea presiunii oculare. Trebuie să reduci presiunea, așa numitul glaucom secundar. Este o operație pe care noi o facem cu succes în secția de oftalmologie a Spitalului Militar din Cluj-Napoca. Mai important este să nu recidiveze, pentru că noi, de fapt, rezolvăm creșterea presiunii și nu cauza care a dus la apariția glaucomului. Apare opacitatea cristaliniană, așa numită cataractă complicată de o boală oculară. O să discutăm și despre cataractă, dar iată, avem o primă telespectatoare, doamna Maria din Sibiu. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, vreau să spun domnului doctor că am fost diagnosticată cu ex-oftalmie și am făcut un CT cranian și orbite și vreau să spun un pic rezultatul. Spuneți. Dacă se poate. Calcificări de circa 5 mm diametru localizate la nivelul juncțiunii nervului optic cu bulbul în regiunea papilei bilateral. Da. Asta am primit la examenul CT și la exoftalmia. Patologie acută intracraniană. Exoftalmia este ieșirea în afară a globului ocular. Nu neapărat creșterea lui în dimensiuni. Poate să apară legată de o boală tiroidiană sau de o tumoră de vecinătate sau de un anevrism vascular de vecinătate. Bineînțeles că s-a recomandat CT-ul cranian care a descoperit aceste leziuni. Ele sunt, am înțeles, în afara globului ocular. Și sigur că împreună cu neurochirurgul, oftalmologul care v-a îndrumat, va lua cea mai bună decizie. La fără patologie intracraniană acută decelabilă CT, deci pentru asta ar trebui înseamnă că trebuie mers mai departe în colaborare cu endocrinologul. Da. Nu mi-e clar cine vă îndrumă investigațiile, oftalmologul sau... Medicul oftalmolog, da, m-a îndrumat. Medicul oftalmolog? Da. E cazul să lărgească un pic sfera investigațiilor și sigur că este un caz complex. Sper să... Dar nu se pune problema de tumori maligne sau... Da, de asta mi-e teamă. Examenul CT nu a investigat, da. Nu vreau să, nici nu vreau să trec peste, nici nu vreau să intru peste colegul meu. Se pare că CT-ul nu a văzut nicio formațiune intracraniană care să ducă la proeminarea globului ocular. Și asta a fost descoperit în urma unui lesin, domnul doctor. După un lesin am început cu investigațiile și m-am dus și la neurolog. Nu sunt eu în măsură să spun cât de sănătoase sunt aceste cure de... sper să fie, să continuați investigațiile și să se descopere cauza. Sigur nu este o iridociclită, a ieșit globul ocular în afară, dar vederea nu a scăzut, nu s-a înroșit, deci sigur nu este o iridociclită. Da, vă mulțumesc foarte frumos. Multă sănătate, doamna Maria. O seară bună vă doresc, mulțumesc. O seară bună și dumneavoastră, la revedere. Spuneați că două din complicațiile redutabile ale unei iridociclite netratate la timp sau netratate corespunzător sunt glaucomul și cataracta. Cataracta știm că e o boală a înaintării în vârstă.
Poate să apară în acest caz și la o clasic persoană este boala înainte tânără? În vârstă, dar un tânăr, recent am operat la sfârșitul lunii decembrie, un tânăr de sub 30 de ani, șofer profesionist din Turda. Acum 3 ani s-a prezentat cu aceste simptome, exact la început de an. A făcut tratament de lungă durată antiinflamator, a avut o perioadă în care nu a mai repetat simptomele și am hotărât ca în decembrie să-l operăm. A fost zilele trecute la control, vederea s-a îmbunătățit semnificativ. Să-l operați de cataractă? Să-l operăm de cataractă. Deci această reacție inflamatorie în interiorul globului ocular poate duce la, adică duce la tulburarea metabolismului în interiorul globului și apare opacifierea cristalinului. Opacifierea cristalinului care este produce cataracta poate fi dată de un traumatism ocular, ochiul înțepat, sau de aceste afecțiuni intraoculare. Sau, desigur, de înaintarea în vârstă. Sau de înaintarea cel în mai vârstă, frecvent, dar mai iată că avem și pacienți care au cataractă și sunt tineri. Mai avem o telespectatoare, doamna Nicoleta, din județul Bihor. Bună seara! Bună seara, doamnă și seara, domnule doctor! Vă ascultăm! Aș dori să întreb pe domnul doctor. Taică mi-a fost operat în 2016 de cataractă la ochiul drept și are cataractă în evoluție și la stângul, dar ar fi necesară o intervenție chirurgicală și la celălalt. Asta m-ar interesa. Bineînțeles, e vorba acuma de calitatea vieții. Chiar dacă tatăl dumneavoastră are o vârstă, e mult mai... Ce vârstă are? 80. 80 de ani. Mulți înainte îi dorim. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Au avut și intervenție pe vată, că au avut un trom acolo la chirurgie la Oradea și acum totuși, e o vârstă și... Asta nu e un impediment pentru noi. Anestezia e locală, incizia e minimă. Aici e vorba de o tehnică care dă rezultate și dacă dânsul a fost mulțumit și vede mai bine cu primul ochi, cred că e hotărârea dânsului dacă vrea să se opereze și la celălalt ochi. Noi îl așteptăm. Dacă se hotărăște să vină la Cluj sau merge la Oradea, e decizia dânsului. Deci dacă acuitatea vizuală este scăzută astfel încât îi împiedică activitățile zilnice, se recomandă criteriul, să se opereze. Uneori sunt persoane la 80 de ani foarte active. Nu face parte efortul fizic. Pentru că nu vede bine? Nu, pentru că e așa mai slăbit, nu are putere, nu are mai multe boli, hipertensiune și cu... Acestea nu sunt o contraindicație pentru intervenția chirurgicală, ci pur și simplu dorința dânsului de a-și îmbunătăți calitatea vieții. Dar cu ochiul operat de cataractă, cum vede acum? Păi vede, dar nu... El zice că vede, dar nu vede cu stângul. Aici e problemă. Înseamnă că simte diferența. Așa că... Înseamnă că vede mai bine cu ochiul care are acum ochiul operat, cristalin artificial. Da. Deci cum va hotărâ dânsul? Da. Mulțumim mult pentru că ne urmăriți. O seară bună în continuare. Așadar, iată cazul clasic de cataractă la persoane vârstnice, dar, așa cum ne spuneați, există alte afecțiuni care, iată, dau ca și complicație cataracta la vârste tinere și se poate opera în cazul... Nu neapărat tinere, sunt și boli foarte grave, pacientă cu leucemie care și-a pierdut un ochi tot printr-o reacție inflamatorie, dată clar ca o complicație a bolii dânsei. Și s-a prezentat la noi cu scăderea marcată a vederii la celălalt ochi, dânsa rămânea fără vedere. Am reușit să ținem sub control inflamația în colaborare cu serviciul de oncologie. În prezent sperăm să... Și ce se impunea la această pacientă? Tot înlocuirea cristalinului? Era tot o complicație de genul ăsta? Nu, era vorba pur și simplu de reacția inflamatorie în interiorul ochiului care bloca irisul și începuse să scadă vederea. Noi sperăm să se mențină situația de acum.
Mai avem o telespectatoare, doamna Pop din Bistrița. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Vreau să îi mulțumesc domnului doctor Căciulă, pentru că cu mulți ani în urmă am avut o problemă gravă și mi s-a rezolvat și mă simt foarte bine și am momente când pot chiar să citesc sau să merg să privesc numai cu ochiul la care am făcut atac de glaucom și sunt foarte mulțumită. Vă mulțumesc. Ne bucurăm, doamnă, că aveți încredere în domnul doctor și iată chiar recunoștință față de dumneavoastră. Sunt pacienți pe care îi țin minte, cred că toată viața. Eram tânăr atunci. A fost un caz deosebit, ca la carte, și totul s-a plimbat cam o lună. O țineți minte pe doamna Pop din Bistrița? Bineînțeles, da, 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 da. Deși s-a întâmplat, a să înțeleg de mult. A neurochirurgie, a făcut angiografie, la un control de rutină solicitat de neurologa de la noi din spital, am avut surpriza să dau de un atac de glaucom. Însă așa a revenit, am operat și ochiul celălalt. Din fericire, totul e bine. Mă bucur foarte mult. Din ce cauză apare acest atac de glaucom? Pot fi cauze inflamatorii și atunci umorul apus nu are pe unde să mai părăsească globul ocular, pur și simplu ca o minge prea umflată. Sau sunt condiții anatomice care duc la scăderea evacuării. Este un capitol vast din oftalmologie, glaucomul, și e mai greu de detaliat. O să vă întreb apoi dacă poate fi prevenit într-un fel acest atac de glaucom, dar mai avem o telespectatoare, da. Doamna da. Ana din Cluj. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, aș avea mai multe întrebări pentru domnul doctor. Vă ascultăm. Eu am avut mai multe intervenții la ochi, deci am făcut deglitire de retină, mi-am pierdut ochiul drept într-un final, ochiul stâng s-a reușit, lipirea retinei, mă rog, am făcut și cataractă, deci toate s-au rezolvat și mă descurcam destul de bine. Având înainte miopie forte, la mine, din ce am înțeles de la alți medici, globul ocular îmi tot apasă retina, deja nu mai vreau să scriu și să citesc. Dacă s-a descoperit ceva în domeniul ăsta pentru îmbunătățirea vederii la cei care, mă rog, coroidoză miopică, se spune că am la ochiul stâng cu care am rămas unic și mai văd 10%, ce șanse am pe viitor? Ochiul miop este un ochi mai mare decât normal. Este structurile din interior sunt mai rarefiate, de aceea coroida este mai subțire, retina care tapetează interiorul globului ocular este mai subțire și ochiul miop este un ochi fragil. Este predispus de zlipirii de retină. E bine de evitat efortul fizic, traumatismele locale. Se fac cercetări la nivelul ochiului artificial, implante de retină artificială. Sunt pași, primii pași sunt ceva de genul recunoaște sursa luminii. Mai e mult de parcurs până vom reuși să ajungem la performanțele retinei naturale. Da, domnul doctor, spuneți! Deci am auzit la televizor, bineînțeles, că s-a descoperit în Statele Unite acel medicament de $430,000 care rezolvă problema retinei, cazurile astea. Una din cauzele, mă scuzați, dați-mi voie să vă dau câteva detalii. Una din cauzele de zipirii de retină este tracțiunea produsă de gelul vitrean din interiorul ochiului. Pe parcursul vârstei, acesta se poate dezinsera natural de retină sau nu. Este un
o enzimă produsă sintetic care topește gelul vitrean și îl face să se dezlipească, să se decoleze de retină fără a mai produce tracțiuni și previne dezlipirea de retină. Dar și costă atât de mult? Acesta este medicamentul miraculos? Eu știam că e cam de 10 ori mai puțin. Nu este omologat în România. Știam de el de la conferințele la care am participat. Rata de succes nu este de 100%. E la mare modă în Statele Unite, dar nu rezolvă problema dumneavoastră sau problema pacienților cu miopie forte. Forte, da. Deci altceva pentru miopie forte și cei cu deglipire. Evitarea de eforturilor retina fizice, trofice retiniene, da, afine, puteți să faceți provizii toamna și să mâncați în fiecare zi câte puțin. Ajută, îngelate. Da, antocianozidele toți sunt implicate în metabolismul pigmenților vizuali. Să citesc și să scriu. Deci mă descurc că văd pe partea exterioară, dar deja nu mai văd să scriu și să citesc. Adică așa, pe NZ, că nu văd centru unde să da, pun. Da, este afectată zona centrală retiniană. Vă sfătuiesc să vă protejați ochiul, să evitați și eforturile vizuale și sperăm să nu fie mai rău. Da, vă mulțumesc frumos, o seară bună. Multă sănătate, doamna Ana. O seară bună și dumneavoastră. La revedere. Pentru că ați ridicat o problemă a miopilor și sunt foarte mulți miopi, îi vedem purtători de ochelari, cum că ei ar fi mai predispuși la dezlipirea de retină, indiferent de dioptriile pe care le are miopul sau doar miopia forte. Sigur că ochiul cu miopie forte este mai fragil, dar paradoxal nu miopul forte suferă cele mai frecvente dezlipiri de retină, ci miopul mediu, pentru că el se îngrijește mai puțin. El face sport, el face eforturi, ridică greutăți. Deci nu are voie să facă sport gen haltere, dar alt tip de sport? Este relativ, pentru că un efort pe care noi îl considerăm ușor, pentru el poate fi prea mult. Apnea cu glota închisă. Mai avem o telespectatoare, doamna Cati din Oradea. Bună seara, sunteți în direct. Doamna Cati, dacă ne auziți. Da, bună seara. Vă rog să adresați întrebarea domnului dr. Dorin Căciulă. Da, bună seara. Bună seara. Am fost și eu diagnosticat cu... Alo? Da, vă auzim. Cu glaucom la ochi. Spuneți, doamna Cati. Deci am fost diagnosticat cu glaucom la ochi și mi s-a dat picăturile izba. Doamna Cati, să dați televizorul la minim și să ne ascultați doar prin telefon. Da, am dat. Spuneți. Bun. Și ce întrebare aveți? Dacă picăturile acestea ajută sau chiar e nevoie de operație sau de altceva. Mulțumim pentru întrebare. Domnul doctor o să vă răspundă. Glaucomul este o boală extrem de gravă, dar care din fericire se tratează. Există un program național de glaucom, medicamentele antiglaucomatoase sunt gratuite prin recomandarea medicului oftalmolog și control la 6 luni. E destul de bine reglementat tratamentul glaucomului și nu ne repezim să facem operația decât în cazurile depășite. Dacă la control, dubla terapie, tripla terapie medicamentoasă nu-și mai fac efectul, sigur că avem mijloace chirurgicale ca să reducem presiunea și să prevenim distrugerea nervului optic. Izba este un medicament foarte eficient, există și alte mijloace terapeutice mai puternice pe care sunt convins că medicul care vă dispensarizează, vi le va recomanda la timp, în așa fel încât să nu ajungeți la intervenție chirurgicală.
Sperăm că doamna a auzit răspunsul, așadar există tratament pentru glaucom, dar boala se va vindeca sau tratamentul e pe toată durata vieții? Am punctat lucrul acesta, este o boală care nu se vindecă, dar se tratează. Dacă pacientul își pune cu conștiinciozitate picătura, o singură picătură seara înainte de culcare, merge conștiincios la medicul oftalmolog, își face investigațiile care pot evidenția agravarea bolii și respectă tratamentul recomandat, sunt convins că poate să ducă o viață cât mai aproape de normal. Este o boală genetică? E greu de spus, este un grup de afecțiuni care produc distrugerea nervului optic. Sunt mai multe teorii. Important este că este foarte invalidantă, că de obicei glaucomul primitiv cu unghi deschis nu doare. Apare o îngustare a câmpului vizual pe care pacientul o percepe destul de târziu, că e important să mergi la oftalmolog nu numai pentru a schimba ochelarii când nu mai vezi de aproape, ci și a face o măsurare a presiunii intraoculare, a face un examen al fundului de ochi. Orice medic oftalmolog poate face, are cabinetul dotat pentru așa ceva și dacă apar suspiciuni, sigur că sunt și mijloace tehnice mai performante care pot evidenția boala, iar în momentul diagnosticării avem tratamentul corespunzător. Dar nu este clar, așa cum le spuneați, dacă boala se transmite de la o generație la alta, dacă cineva din familie o are. Sunt teorii care spun că da, se transmite pe linie feminină, mama transmite fetei. Și de aceea avem grijă să examinăm și copiii pacientei care e diagnosticată cu glaucom și nu înseamnă că dacă acum nu are glaucom, în viitor nu poate dezvolta această boală. Mai avem o telespectatoare, doamna Victoria din Turda. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Bună seara, doamna... Nu știu cum o cheamă. Corina Ionuț, dar nu contează, vă ascultăm. Corina Ionuț, da. Da. Domnul doctor, aș vrea să întreb că eu am fost operată la ochi de cataractă și acum mi se zbat ochii și văd așa mai rău la televizor, nu pot suporta. Din ce cauză, nu știu. Am fost aici în Turda la un medic și ăla... m-au consultat la ochi și au zis că n-am nimica și eu îi bine și mi-au dat niște picături, dar nu le pot suporta. Niște picături. Este mai greu de făcut un diagnostic la telefon. Vă invit în Policlinica Spitalului Militar lunea sau joia când am eu consultații și sperăm să rezolvăm concret problema. Turda este aproape, la doar 30 de kilometri de Cluj. Puteți să veniți oricând, iată, lunea și joia, între ce ore? Între ora 10 și ora 12.30. Domnul doctor vă așteaptă. Cu trimitere sau? Cu bile de trimitere. Bineînțeles, asta e procedura. Da, da. De la medicul de familie. Da. Miercurea și... Lunea și joia. Lunea și joia. În fiecare zi, în fiecare zi avem medic care face consultații în policlinica noastră. Dar dacă vreți la domnul doctor Dorin Căciulă, pentru că tot ați vorbit astăzi cu dânsul. Da, la dumnealui vreau că am fost la doamna doctor. Lunea, lunea sau joia, da, doamna Victoria? Da, i-am operat și atunci amătăt mănâncă ochiul drept. Sperăm să fie o problemă care să o putem rezolva și să nu fie o problemă serioasă. Da, vă mulțumim mult și vă dorim multă sănătate, doamna Victoria. Fiți liniștită, iată, există tratamente moderne și se rezolvă. O seară bună în continuare. O seară bună. Tot felul de afecțiuni oculare există. Sigur, noi astăzi am vorbit despre iridociclită și am să vă rog să revenim pentru că poate nu toți ne-au prins de la început asupra acestei afecțiuni și cum am ajuns la glaucom și cataractă, care sunt complicațiile iridociclitei.
Dacă scade vederea, dacă e însoțită de jenă oculară care se agravează și nu trece la un tratament de rutină, dacă apare înroșirea ochiului, e obligatoriu să mergeți de urgență la un serviciu de oftalmologie. Aceasta este ideea principală pe care trebuie să o rețină. Să concluzia acestei legată de iridociclită. Dar cu ochii roșii, haideți să abordăm și această problemă și sunt atâtea picături pe care să le alegem. Dacă totuși nu ar trebui se înroșesc... să le aleagă pacientul, nu ar trebui să le recomande farmacistul. Sunt lacrimi artificiale cu efect astringent, similare cu picăturile de pus în nas. Ele produc vasoconstricția vaselor din conjunctivă și după 2-3 ore apare agravarea, apare rebound-ul. Sigur, sunt OTC-uri, se pot da fără rețetă, dar nu trebuie să abuzăm de ele. Mai avem o telespectatoare, haideți să vedem ce problemă are doamna Maria din Bistrița. Bună seara! Vă ascultăm! Eu sunt diagnosticată de la Bistrița de degenerescență maculară și am problemă și de cataractă și nu pot fi operată de cataractă din cauza degenerescenței, așa mi s-a spus cel puțin mie, și aș vrea să știu dacă domnul doctor pentru mine ar putea să existe un mijloc de tratament, că am început de nu mai văd cu ochiul drept, e complet opac și stângul mai slab, de citit nu văd să citesc, nu văd să scriu deja. Și la firme, pe o stradă, dacă mă duc și dacă sunt de 50 de centimetri, nu văd, nu disting literele să pot citi. Domnul doctor, ce răspuns îi dați, colegul doamnei? Care v-a diagnosticat de cataractă a reușit să vadă și aspectul retinei din spatele cristalinului. Probabil că nu este atât de opacifiat încât a reușit să vadă fundul de ochi. Mi-a spus de... așa că e afectată și cristalinul, și cornea și retina. Și cornea și retina, toate structurile transparente ale globului ocular. Dacă retina este afectată, de fapt, în ce constă această degenerescență maculară legată de vârstă? Și cred că am reușit să atingem aproape toată patologia oculară în această discuție. Zona cea mai sensibilă a retinei, care percepe detaliile cele mai fine, se numește maculă, e chiar zona centrală a retinei. Din anumite motive, ea se subțiază, apar vase la nivelul ei și, în consecință, pacientul nu mai vede clar, dar vede periferia. Așa, nu vede slab, trăsăturile feței, dar vede în margine. Da. Vestea bună am este... Am hepatită autoimună, asta ar fi putut să mă influențeze în halul ăsta degradarea ochiului? Ce boală aveți? Hepatită autoimună. E greu de spus. Hepatită autoimună. E greu de spus. Cataracta poate să apară legată de o boală autoimună. Apare o... Dar au fost episoade de uveită anterioară, de iridociclită, care să poată duce la apariția cataractei sau este pur și simplu o evoluție lentă legată de vârstă? 79 de ani. Mai degrabă este o evoluție lentă legată de vârstă și însoțită de degenerescența maculară. Eu cred că merită încercată operația de cataractă dacă retina nu este sever afectată. Sigur, pacientul trebuie informat înainte. Dacă intră mai multă lumină în ochi, de obicei pacientul apreciază, chiar dacă vede doar cu un rând mai mult la optativ, la panou. Dar, bineînțeles că ar trebui să fiți consultată dacă doriți să veniți la Cluj. Da. Vă așteptăm cu plăcere. Multă sănătate, doamna Maria! O seară bună în continuare! Ne-am apropiat, iată, de finalul emisiunii. Cam cât de des ar fi bine să mergem la un control oftalmologic? Cred că o dată pe an ar fi bine să consultați un oftalmolog. Indiferent de vârstă și indiferent de alte afecțiuni oculare care, să zicem, mai există, o dată cred pe an... un control de rutină o dată pe an nu e prea mult.
Mulțumim foarte mult pentru prezența în această seară în studioul TVR Cluj. Vă mai așteptăm și altă dată. La revedere. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția cu care sperăm ne-ați urmărit. Sunt Corina Ionuț și până data viitoare vă doresc toate cele bune și să fiți sănătoși. La revedere!